Gaz plus 2020 egal siguranță energetică. Perspectivele pentru gaz în 2020 și dincolo de 2020 sunt unele foarte bune. Eu cred că fără colaborare și fără o muncă susținută, o cooperare din partea tuturor celor care lucrează în industria asta, lucrurile se vor mișca mai greu, dar cred că avem un interes comun, da? Acela, așa cum am spus, de a asigura securitatea energetică a țării, de a fi mai eficienți, de a produce energie cât mai curată, cu emisii cât mai puține. Mă aștept ca toată lumea să colaboreze și să-și definească un țel comun în direcția asta. Am avut plăcerea și onoarea să fac parte din juriu care a evaluat aceste lucrări și aș spune că, mă rog, ceea ce am văzut în lucrări sunt foarte încurajatoare și le-aș recomanda să continue să îndrăznească și să continue să privească cu încredere spre viitor, pentru că până la urmă este viitorul lor în primul rând și cred că industria asta, aceasta și gazul natural oferă foarte multe oportunități de dezvoltare pentru ei și pentru colegilor. Cel mai tare m-a impresionat îndrăzneala lor, deci am avut proiecte care au propus construirea de drumuri folosind ca materie primă inițială gazul natural. Am avut proiecte care urmăresc să pună România pe harta mondială prin construirea și lansarea de rachete propulsate de gaz natural. Cred că asta ne dă oarecum încrederea să privim la viitor mai destinși, pentru că tinerii știe ce au de făcut și se vor ocupa cu cel mai mare profesionalism și ingeniozitate în același timp de viitor. Cred că a fost un eveniment în care cei care l-au pregătit au reușit să-și surprindă în mod plăcut invitații și să-i facă să aștepte deja cu nerăbdare evenimentul de anul viitor.